În așteptarea zorilor Autor Dorca Hover Capitolul 1 Umbre Întunericul își desfășura giulgiul gigantic deasupra culmilor ascuțite ale munților Sierra Madre. Luna rotundă, spânzurat deasupra pământului, parcă în adins, luminând drama nopții ce avea să se dezvăluie. Stelele străluceau pe cerul vinețiu ca niște cioburi de sticlă. Un drum bătătorit de țară, asemenea unui șarpe toropit sub arșița zilei, își urma cursul dinspre autostrada Pen American, înspre creasta unui munte aflat la o depărtare de opt mile alunecând prin pâraie, unduindu-se printre lanuri de porumb, drumul noroios șerpuia peste creste ascuțite și prin văi. Bărăci din plăci de lemn și colibe din tulei cu fuioare de fum, înălțându-se în spirale deasupra acoperișurilor de paie, punctau întunecatele poteci ale muntelui. Pe creasta muntelui, drumul își urma cursul întortocheat, Ezitând în mod periculos în apropierea marginilor râpelor. Drumul își continua înduirea până ajungea la contururile umbrite ale unei așezări singuratice, ale unei capele și ale unei școli, ce se agățau de spinarea muntelui. În spatele așezării, o armată de pini suspinau și șopteau în bătaia vântului pe sub crengile legănate de vânt, mișcări furișe, în umbră, trădau forme întunecate, pândind în ascuns, așteptând stingerea luminilor din așezarea izolată. Dacă n-ar fi fost trase perdelele, s-ar fi putut vedea focul luminos din vatră. De o parte a focului, o mamă își legăna copilașul. Tonuri dulci de cântec de leagăn acompaniau scârțâitul ritmic al balansoarului. O șuviță de păr negru scăpase de sub pătura roz din brațele ei. Părul întunecat al Mariei era pieptănat înspre spate, răsucit cu grijă sub un batic negru, lăsând să-i se vadă fața plăcută. Ochii ei mari, căprui, erau ochi sinceri, cu o nuanță de bunătate și o privire serioasă care sugerau o maturitate dincolo de cei 28 de ani a ei. Înfățișarea ei tinerească tăgăduia faptul că era mama a cinci copii. Maria, cu felul ei de a fi spontan și deschis, fusese crescută la fermă, mânuind tractorul la fel de bine ca aproape orice băiat. Rezemat pe spate, de cealaltă parte a focului, cu picioarele desculțe, proptite de vatră, John studia Biblia. Licărirea focului făcea ca părul său blond să pară auriu. Ochii săi limpezi erau ochi serioși, având calmul cerului senin și o nuanță de umor în profunzimea lor. Dragostea de oameni a lui John fusese alimentată de anii pe care părinții săi i-au petrecut lucrând cu tineretul la biserica lor. Tatăl său fusese pastor. Cât de bine e să fiu singură cu John, gândea Maria cu mulțumire, uitându-se lung la trăsăturile aspre ale soțului ei. Momentele de singurătate cu John erau rare deoarece timpul lui era umplut de vizite la sătenii bonlavi, studiu pentru predicile în spaniolă și lecții de agricultură. Pe lângă îndatoririle pe care le avea la Palama, John păstorea și o a doua biserică la Pechip, un drum de două ore de la Palama. El studia de asemenea dialectul chechi cu el. Familia Troyer împărțea casa cu adjunctul lui John, Gary Miller și cu Emiliana, o creștină băștinașă care fusese angajată să o ajute pe Maria cu copiii. De când aflase de moartea soțului lui Ruth, în urmă cu două săptămâni, Maria considera timpul petrecut cu John deosebit de prețios. Ruth, asemeni unui nor întunecat, amintirile se strecurau în mintea ei, aruncând o umbră neagră asupra mulțumirii ei. Zâmbetul de pe buze i se risipise. Rut, prietenă scumpă, cu doar două săptămâni în urmă un accident îl smulsese pe tânărul ei soț de lângă ea, lăsând-o cu trei copii mici. Maria se cutremură șapte ani petrecuți cu John nu erau nici pe departe de ajuns. Timp de câteva momente se auzi doar scârțâitul balansoarului și troznetul focului. Apoi încet, vocea ei dulce intonă versurile unei cântări preferate. Calea Domnului este cea mai bună, nu voi murmura, deși nu pot întrevedea sfârșitul. Oriunde mă conduce, umil îi voi urma. Calea Domnului este cea mai bună, cea mai bună pentru mine. John își ridică privirea din Biblia sa. Cântarea aceasta ți este dragă, Marie. Este rugăciunea inimii mele, John. De aceea am vrut să fie cântată la nunta noastră. Nunta noastră? Parcă a trecut multă vreme de când am pășit împreună la altar, zise John, și mult mai mult de când am fost doi adolescenți singuratici în aeroportul din Guatemala City. Ah, aeroportul! Maria râse încet. Știi ce penibil m-am simțit, însingurat într-un oraș străin, împreună cu un fost prieten? Nimeni nu ne-a întâmpinat la aeroport, pentru că vestea sosirii noastre nu a fost transmisă. Dar nu mi-a părut rău că a trebuit să fim împreună, mărturisi John cu o sclipire poznașă în ochi. Parcă te văd și acum, șezând pe valize și având grijă de ele în timp ce eu am mers să opresc un taxi. Tonul său deveni serios, știu că Dumnezeu a plănuit ca noi să mergem în Guatemala cu același zbor. Nu a fost doar o coincidență. Amândoi aveam câte o prietenie la Institutul Biblic, dar am rupt legăturile după o scrisoare sau două, nu e așa? Cât a durat? Trei luni după sosirea în Guatemala până când am început să-ți fac curteție? Da, a durat cam trei luni. Tu erai cazat la cartierul general, în timp ce eu eram la clinică, aici, în Palama, spuse Maria. Nu ne-am văzut prea des, știi? Mângâind părul moale al copilașului, ea-l rugă. spune din nou, ce te-a dus în Guatemala? Adu-ți aminte, ți-am povestit cum am mers în Costa Rica, împreună cu păstorul meu. Pe vremea când eram în liceu. Începu John încet, privind în depărtare. În acea excursie, cred că mi-am lăsat o parte din inimă în America Centrală. Când am vizitat orfelinatul lui William McGrath în Via Colon, am fost mișcat de cei 50 și ceva de copii abandonați care tânjiau după dragoste. A existat ceva în căldura indienilor. În sărăcia lor și în apelul lor pentru misionari, care mi s-a lipit de inimă. Doi ani mai târziu, la Institutul Biblic, am simțit îndemnul lui Dumnezeu să mă întorc în America Centrală. Își închise Biblia și o așeză jos lângă scaun. Săptămâna trecută, am fost întrebat de ce sunt aici, când aș putea duce o viață confortabilă în Michigan. Banii nu sunt importanți pentru mine. Oamenii, în schimb, sunt. Maria își aruncă privirea afară pe fereastră. Deseori, în timpul zilei, privise oameni musculoși cu pielea tuciurie, săpând lanurile de porumb de pe coasta muntelui. Nevestele lor urcau și coborau în grabă poteca, purtând în echilibru pe cap coșuri grele, uneori cu câte un copilaș săltând în șalul legat de spatele lor. Cozile împletite, negre și mătăsoase, se revărsau în cascade pe bluzele și fustele lor lungi până la glezne, țesute din culori strălucitoare, asemeni păsărilor care zburau în albastrul cerului, deasupra munților verzi, de culoarea jadului. Cu ani în urmă, câțiva săteni mergeau pe jos câteva mile până la autostradă, de unde luau un autobuz ca să participe la serviciile divine ținute la sediul misiunii menoniților conservatori din Chimaltenago, la o depărtare de 30 de mile. Vă rugăm să veniți la noi în sat, să ne învățați familiile despre Dumnezeu, i-au implorat ei pe misionari. Simțim în inimile noastre că voi învățați adevărul. La susirea lor, misionarii i-au găsit pe indienii Maia, trăind la fel cum au trăit strămoșilor în secolul XVI. Deși mândri de moștenirea lor și harnici, indienii erau din păcate prinși ca într-un cerc vicios al sărăciei, superstițiilor, malnutriției, beției și analfabetismului cei mai mulți se aflau la limita foametei, supraviețuind cu tortilas și fasole neagră, în timp ce își lucrau micile loturi cu mâna. Bărbații, care câștigau cam 200 de dolari pe an, își cheltuiau puțini bani pe băuturi cumpărate de la traficanți. Jumătate dintre copii mureau înainte de a împlini 5 ani. Datorită complicațiilor bolilor copilăriei, cuplate cu pneumonie și malnutriție. Religia lor era un amestec de catolicism și păgânism, incluzând închinare la idoli și la vraci. Izolarea muntelui împădurit îl făcea să fie o ascunzătoare ideală pentru gherile, care încercau să-i recruteze pe săteni în armatele lor. Nu era ceva neobișnuit să vezi presărate la poala unei stânci, trupuri ucise de către gherilele comuniste, de către extremiștii de dreapta sau de către un pluton al morții, plătit să se răfuiască cu cineva. Într-o noapte, în urmă cu câteva luni, un tânăr din sat fusese luat cu forța din casa lui, lăsând în urmă o soție în lacrimi și un copil de șase săptămâni. Diferite grupări religioase din America Centrală susțineau activiști politici care încercau să aducă dreptate socială prin proteste și gloanțe. John, însă, nu s-a amestecat în politică. Maria l-a auzit în repetate rânduri, învățându-i pe oameni cuvintele lui Isus: „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastă mă. Faceți bine celor ce vă urăsc” și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și prigonesc. Maria a putut să vadă liniștea pe fețele sătenilor, care au învățat că pacea vine prin cunoașterea lui Dumnezeu și nu prin folosirea armelor. Deși scopul principal al misionarilor era să răspândească vestea Evangheliei, n-au putut trece cu vederea sărăcia copleșitoare din jurul lor cu ajutorul financiar al unor biserici din SUA și Canada, două cupluri de misionari care fuseseră acolo înaintea lor, Rogelio și Janet Pichia și respectiv Mark și Norma Gingerich, au construit cotețe pentru pui și au început alte proiecte în agricultură. John a continuat aceste proiecte și instruirea pe care o începuseră cele două cupluri, ajutându-i pe guatemalezi să se întrețină pe ei înșiși. El i-a învățat metode îmbunătățite, științifice, de cultivare a pământului, ca de exemplu folosirea îngrășămintelor ca să le crească veniturile slabe. John și Gary Miller, ajutorul său, au lucrat multe ore să mențină drumul accidentat practicabil și să repare mașinile puse la grea încercare din cauza drumului denivelat. Ei au stat la patul bolnavilor, și de multe ori au făcut transporturi de urgență la spital cu cei grav bolnavi. Cu ocazia drumului după provizii, de multe ori au dus transporturi de fructe pentru săteni până la autostradă. Aproape de fiecare dată, când stăteau la masă, erau întrerupți de câte un ciocănit la ușă, de câte un sătean care cerea părerea lui John cu privire la recolta de pe câmp, sau într-o problemă spirituală, sau în legătură cu o decizie pe care trebuia să o ia. Indienii, cu natura lor sensibilă, au simțit că John ținea la ei și au învățat să se încreadă în sfatul lui. Au zidit o școală ca cei tineri, să fie educați, iar adulții să învețe să citească. Maria preda pentru femei cursuri de alimentație, igienă și broderie. Timp de doi ani înainte de a se căsători cu John, Maria a folosit pridvorul casei ca dispensar medical. A făcut injecții pentru tratarea pneumoniei și a infecțiilor și a tratat multe răni. Prin lucrarea lor, misionarii au demonstrat dragostea lui Dumnezeu față de indieni și le-au spus mai mult despre acel ce a murit pentru ei. În timp ce Maria stătea pe gânduri, vedea zâmbetele pe fețele sătenilor, zâmbete la fel de calde ca focul la care ei își coceau tortilas. Simțea îmbrățișarea recunoscătoare a unei mame tinere, zicând: Mulțumesc! Îți mulțumesc, Maria, pentru că ați venit să ne vorbiți despre Dumnezeu. De când Dumnezeu locuiește în inimile noastre, nu mai avem superstiții și teamă. Soții noștri câștigă mai mult de când John i-a învățat cum să lucreze pământul mai bine. Bărbații noștri nu mai beau și folosesc banii să cumpere copiilor haine. Și tu ești aici să ne ajuți când ne îmbolnăvim. De când ne-ați învățat, putem să citim cuvântul lui Dumnezeu. Oh, mulțumesc! Mulțumesc, Maria, pentru că ați venit la Palama! Aceasta îi era suficientă răsplată. Maria își luă privirea de la fereastră. Ei au nevoie de tine aici, John. Vocea îi era moale și plină de emoție. John oftă. Asta i-am spus-o tatei când l-am sunat de la sediul misiunii marți seara. El e îngrijorat când aude despre activitățile gherilelor aici în Guatemala. I-am spus, tată, nu-ți face griji. Vom pleca dacă va fi vreo amenințare. Noi nu-i necăjim pe ei, ei nu ne necăjesc pe noi. Maria studie fața lui John mușchii încordați ai feței lui erau oare o dovadă a îngrijorării pe care voia să o ascundă? Știu că Dumnezeu ne vrea aici, în palama, zise ea, și el nu va permite să ni se întâmple ceva ce nu e în voia lui. Totuși, uneori sunt înspăimântată, John. Suntem atât de izolați aici. La două ore de drumul principal, fără poliție, fără telefon, fără legătură radio cu sediul misiunii în timpul nopții. Lăsându-și ochii în jos, adăugă în șoaptă. Și nu pot să uit visul pe care l-am avut. Te rog, nu te gândi la el, Marie. Nu pot să nu mă gândesc, John. Văd atât de clar toți acei. Oprește-te, Maria. Hai să mergem la culcare ora patru va sosi înainte ca să ne dăm seama. Nu vrem să-i facem pe ceilalți misionari să aștepte. Ei ne așteaptă la prima oră să-i ajutăm să pună acoperișul pe clădirea din El Rodeo. Ne așteaptă o zi lungă, dacă vrem să mergem la Guatemala la City, să-i vizităm pe Mark și Norma Gingerich. John își ascunse un căscat, se întinse, iar apoi se ridică din scaun. Trăgând perdeaua, remarcă. Luna e grozav de strălucitoare noaptea asta. Sper că, văzând frica din ochii soției sale, își înghiți vorbele de neliniște. Mângâind capul catifelat al fetiței lui, murmură. Somnușor, dragoste mică! Apoi, întorcându-se, scormoni jarul și aranjă focul pentru noapte. Speram să termin scrisoarea pentru mama și tata cât timp copiii dorm și totul e liniștit, dar... Vocea Mariei se stinse când își reaminti de rut singură noaptea aceasta cu trei copii mici. O voi termina altă dată. Își ridică cu blindețe bebelușul a dormit și îl duse în dormitor. O puse pe Karen cetișor în leagăn și aranjă păturile în jurul ei. Întorcându-se spre celălalt capăt al leagănului, Maria aranjă pătura celeilalte fetițe, Sharon. Sumnușor, odoarele mele, șoptia. Nopțile fusese răscurte în ultimele cinci luni și jumătate de la nașterea gemenelor. În dormitorul copiilor, fața pistruiată a lui Timothy, care avea trei ani, se odihnea pe pernă, Îmbrățișind pătura sa favorită. În celălalt pat, razele lunii străluceau pe părul blond al lui John Ray. Nici că se putea să semene mai mult cu Taicăsu, gândi Maria, în timp ce punea pătura peste fiul ei de șase ani. Marilyn, de patru ani, își strângea păpușa în brațe, cozile ei lungi, castanii, revărsându-se peste pernă. Totul era pașnic. Numai dacă. numai dacă ar dura. Maria stinse lampa. În timp ce familia dormea, lumina tremurând a unei lampe arunca umbre ciudate asupra peretelui bucătăriei. Gary stătea la masă cu bărbia rezemată în palme. Avea privirea gândurată. Părul întunecat îi cădea peste frunte. Înfățișarea lui era unui om neînfricat și puternic. Îl auzi pe Timoti cerând un pahar de apă, iar apoi, din când în când, scâncetul unuia dintre copilași. Mărâitul gros dinspre cușca câinelui îi răspunse ca un ecou cu curigul speriat al unui cocoș. Ochii lui Gary se ațintiră asupra umbrelor întunecate de dincolo de fereastra bucătăriei. A fost oare o mișcare în tufe? Se întinse și trase perdelele. În cele mai multe nopți plăcea să țină perdelele deschise, să vadă discul argintiu al lunii deasupra pinilor și stelelor, care păreau mai apropiate și mai strălucitoare decât cele de acasă din North Carolina dar nu noaptea aceasta. Putea aproape să simtă ochii privindul din întuneric. Gary nu putea să se debaraseze de presimțirea rea care l-a pucase. De ce nu mă pot liniști și să merg la culcare? Se întrebă. Acele ceasului arătau 11 și 25. Își aruncă privirea asupra poeziei pe care tocmai o terminase despre amintiri din copilărie. Ce am realizat în scurta mea viață de 21 de ani? Cu ochii minții își revăzu familia adunată în cerc în jurul lui la aeroport cu șase luni în urmă. O văzu pe mama lui ștergându-și ochii cu Batista. Simți pe umăr greutatea mâinii tatălui său care era păstor în timp ce se ruga. Îl încredințăm pe fiul nostru în mâinile tale, acum, când pleacă în lucrarea ta. Cerem ca voia ta să se facă. Gary îl simți pe fratele său mai mic, trăgându-l de jachetă și punându-i o întrebare la care se gândeau cu toții. Vin apoi acasă, nu-i așa? Gary scrise intenționat data 13 septembrie 1981 în colțul din dreapta deasupra poeziei. În caz că mi se va întâmpla ceva în timpul nopții, cei ce o vor găsi vor ști că a fost ultima mea operă. Gândi el în timp ce stingea lampa.